În sala mică prefecturii Satu Mare a avut loc astăzi lansarea proiectului Puncte de prim ajutor în zone izolate din mediul rural de către Crucea Roșie filiala Satu Mare. Prin intermediul acestui proiect se dorește realizarea unui punct de prim ajutor în locurile greu accesibile, întrucât accesul dificil al ambulanței poate genera oricând situații dramatice sau chiar decese care uneori ar putea fi evitate dacă s-ar interveni într-un interval de timp mai mic. Cu această ocazie, la Tarna Mare a avut loc primul curs de prim ajutor la care a participat familia Rodica și Florin Paul, alături de încă 10 persoane din satele în Vecinată aparținătoare comunei, prin intermediul salvatorilor comunitari, scade numărul apelurilor 112 pentru afecțiuni minore.